Românii sărbătoresc astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele sau Drăgaica. Concomitent este sărbătorit și portul popular, mai exact la Ia Românească. Această zi a fost numită Ziua Universală a ei. Ziua Universală a ei este celebrată în România, cât și în peste 100 de orașe ale lumii. Ia Românească a devenit un simbol internațional al culturii române și o sursă de inspirație pentru mari creatori de modă. Lansată în 2013 de fondatoarea comunității Ia la Blues Roman, Ziua Universală a ei se sărbătorește anul acesta în peste 100 de orașe ale lumii, respectiv într-un număr impresionant de comune și orașe din țară, inclusiv în Harghita, Covasna, Sălaj, dar și în Bucovina la Cerneuți și în Basarabia la Chișinău. Muzeul Județean din Zalău se poate lăuda cu o colecție de invidiat. Peste 500 de cămăși vechi și foarte vechi din toate zonele județului Sălaj. Washington a proclamat deja oficial 24 iunie drept Ziua Universală a ei. Pentru a sărbători această zi, fiecare dintre noi poate să poarte o ie, o cămașă, un costum tradițional sau un element național identitar. Dacă nu avem niciun astfel de obiect vestimentar, putem îmbrăcăm în alb, cu promisiunea ca până la ediția următoare a ei să avem cel puțin o ie sau o cămașă tradițională românească.